Airsoft-ul a atras deja mii de împătimiți și pe la noi. Jocul este menit să imite cât mai fidel tactici și misiuni militare. Airsoft-ul este folosit și pentru sesiuni de antrenament a forțelor de poliție sau a armatei. Participanții trebuie să aibă echipament de protecție aproape identic cu cel folosit de trupele militare și arme diverse, replici fidele ale armelor reale. Airsoft-ul este un joc inventat în Japonia la sfârșitul anilor 70 și poate fi jucat fie ca și simulare a unui conflict militar fictiv, fie ca și un sport de weekend pentru recreație. Diferența între paintball, printre altele, este faptul că airsoft-ul se bazează în primul rând pe onoarea jucătorilor, nu pe însemne lăsate de urmele de vopsea pe echipament. Armele și echipamentul de airsoft sunt copii fidele după cele folosite de forțele militare sau de poliție. Cu toate acestea, ele nu pot fi modificate și transformate în arme letale. Regulile airsoft-ului nu sunt complicate, iar bilele de vopsea sunt înlocuite cu un cod al onoarei. Principalele reguli ce trebuie urmărite în airsoft sunt onoarea și fair play-ul fiecărui jucător. De asemenea, printre cele mai importante reguli se află și protecția, fiecare jucător fiind obligat să protejeze atât pe el cât și celălalt jucător prin folosirea corectă a armelor și a echipamentului de care dispune. Echipamentul este foarte important în practicarea acestui sport, atât ca protecție cât și ca mod de desfășurare a jocului. Echipamentul minim necesar constă într-o replică, uniformă, pereche de bocanci și protecție pentru ochi. Acestea nu sunt foarte costisitoare, dar pentru o desfășurare mai bună a jocului sunt tot felul de alte echipamente și accesorii. Chiar dacă implică simularea cât mai realistă a unor misiuni militare și sunt folosite replici ale armelor de asalt, airsoft-ul nu este un sport extrem. Airsoft-ul nu este considerat un sport extrem, ci mai degrabă o modalitate de relaxare la sfârșitul săptămânii. Avem jucători cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani. Chiar dacă a fost declarat sport de puțin timp, există deja cluburi de airsoft în majoritatea orașelor din țară. Clubul Tactical Master Team este unul dintre cele mai vechi cluburi din București și organizăm jocuri în fiecare duminică. Pentru mai multe detalii, puteți accesa site-ul www.tmtclub.ro.